Unicul gol al întâlnirii dintre CSU și Anji Mahachikala a fost marcat de Maxim Andreev în minutul 61. Albalbaștrii au avut șansa egalării de 3 ori prin Andrei Ivan în minutele 69 și 81 și Frăsinescu în minutul 70, dar erorile lor nu și-au atins scopul. Partida a fost una slabă, iar Cârțu s-a supărat de 2 ori, odată pe jocul dur al oaspeților, iar a doua oară pe o evoluție palidă a elevilor săi. Este cunoscut faptul că Sorinaciu ține la rezultatele din partidele amicale. Herghelegiu a părăsit terenul accidentat și stafful oltenilor speră că atacantul Craiovei să poată juca și în al doilea stadiu de pregătire, când sunt programate numai puțin de 7 partide de verificare. CSU a aliniat în prima repriză următorul 11, Bălgrădean, Dumitraș, Aca, Izvoreanu, Briceag, Târnăcop, Mason, Cârsta, Eriksson, în probe din insulele Capului Verde, Băluță, Herghelegiu și Ivan. În partea a doua au jucat Braci și Straton portari, Achim, Aca, Frăsinescu, Briceag, Manea, Mateiu, Brandan, Varga, Baoab și Ivan, jucători de câmp. În primele două partide amicale din Antalya, CSU a remizat scor 1-1 cu Gengel Birligi și a învins cu 3-0 pe Kazan la Ankarana.